Nu știu, eu dacă aș fi avut talent, poate că aș fi participat. Cine știe, poate făceam și un duet cu următoarea mea invitată. Este vorba în această dimineață de Viorela Moraru. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! A doua participare ai fost și anul trecut. Vreau să-mi spui inițial cum a fost experiența din primul an. Prima mea experiență la Eurovision, da, a fost destul de stresantă pentru că, îți dai seama, era prima oară, multe emoții. Multă lume. Da, exact. Și, nu știu, e o stare din aia când, wow, vrei să le faci, să încerci mai multe lucruri, să le faci pe toate. Acum deja e mai lejer, te simți mai confortabil, în primul rând vii ca să bucuri oamenii și asta e. Da, apropo, ai avut chestia asta după Eurovision, după ce ai fost pe scenă, să mergi în culise sau acasă, poate peste câteva zile sau săptămâni, acolo ar fi trebuit să fac așa, dincolo ar fi trebuit să fac așa, poate altfel. Ai avut momentele astea? Da, și mereu sunt momente din astea, pentru că pe scenă vrei să te prezinți cât mai bine, vrei mai să cânti cât mai bine, exact. Și cu cât ieși mai mult, cu cât te acomodezi mai mult cu diferite scene, ai noi senzații, ai noi emoții și, în principiu, te simți mult mai bine. Te simți extraordinar deja. Viorela, vreau să întreb cu ce vii în acest an? Cu cine ai lucrat asupra piesei? Anul acesta am lucrat cu Ylva și Linda Persson. Ele sunt două compozitoare din Suedia. Piesa se numește Remedy. Este o piesă motivațională din punctul meu de vedere, pentru că prin însuși versurile Never Give Up, e o piesă care ar trebui să te motiveze ca să te descoperi pe tine însuși. În primul rând, oamenii adesea uită că cel mai important lucru în viața asta este de fapt frumusețea sufletului și n-ar trebui să fim atât de atașați de toată obiecte, lucruri. Exact, și monotonia asta din jurul nostru, ci ar trebui să fim deschiși spre a ne descoperi pe noi, spre a crea lucruri noi, spre noi experiențe și... Bine, hai să întreb un lucru. Ce se întâmplă? De ce? Și am să te rog să zici din punctul tău de vedere și în cazul colaborării tale, de ce toată lumea merge spre compozitori din țările nordice? De ce sunt colaborările astea internaționale cumva? La mine a fost că m-au contactat ele, eu nu mă așteptam și eram și prinsă foarte mult cu facultatea și un an destul de greu, însă când am ascultat piesa aceasta mi s-a părut o piesă destul de originală și cred că în primul rând m-a reprezentat pe mine, de-aia și am ales-o ca să o cânt. Bine, dacă acum e să ne întoarcem puțin în urmă, dacă fetele nu te-ar fi contactat, nu ai fi participat. Asta ai dorit să zici, pentru că erai deja plină, exact, în alte activități. Exact. Și ai găsit spațiu. Am găsit spațiu pentru că am considerat că piesa aceasta chiar merită și aș vrea să o reprezint cu mult suflet și să transmit și oamenilor ceea ce mi-a transmis mie această piesă. Da, spune-mi dacă pregătești un show pentru data de 29 sau poate pentru Rotterdam. Da, pregătesc un show, dar nu o să dau multe detalii, adică... Rămâne să vedem. Rămâne secret. Rămâne să vedem și să fim acolo. Hai să ne întrebăm încă un lucru, pentru că fiecare suntem diferit, fiecare avem scopuri diferite. Pentru cineva contează foarte mult să fie acolo. Mie îmi place, știi, să cânt, să bucur oamenii, cum ai zis și tu anterior. Pentru cineva e, mă, trebuie să vin, dacă nu vin, asta e, nu. Eu mai merg și până nu vin, am să merg. Pentru tine cum e? Ce e Eurovision, de fapt, pentru tine? Ce simți tu? Pentru mine, Eurovisionul este un concurs care, în primul rând, m-a făcut să vreau să particip la astfel de evenimente. Nu știu, să ies mai mult în public, să încerc să găsesc limitele, da, să lucrez mai mult asupra mea, fiindcă e destulă muncă în acest concurs și ca să ieși bine în fața publicului, ai de lucru foarte mult și asupra ta, trebuie să-ți dai seama cum să transmiți această piesă ca să ajungă la oameni. Da, da, dacă e să vorbim de show, pentru că să facem referire, că toată lumea insistă și vrea să află despre show-ul pe care îl pregătești, nu mai zic că multe detalii nu oferi, în cazul în care vin și ajungi la Rotterdam, se schimbă sau e același? Show-ul se va schimba. Show-ul se va schimba? Da. Totul va fi diferit? Da.
Bine, dar apropo de Eurovision, mai există o tendință care cumva am observat-o în ultima perioadă pentru fetele tinere, pentru cei care încep abia cariera, să facă grupuri, să facă echipe, câte două, trei fete sau, bine, acum ar putea să fie și mixtă. Tu nu te-ai gândit la lucrul ăsta niciun moment? Sincer, nu. Încă nu m-am gândit. Dar... Știi, prin anii 2000 era la modă să fie grupuri. Indiferent acum că-s fete sau băieți, atunci era la modă să fie o trupă care vine în față și face show. Da, pentru mine cântatul este o plăcere și indiferent dacă aș cânta cu cineva sau dacă cânt la moment singură, oricum ar rămâne același lucru, practic. Dar până când mă limitez la mine. Te limitez la ceea ce e acum. Noi îți dorim mult succes. Mulțumesc mult! Poftăm. Fie să ai cea mai bună seară, pentru că contează foarte mult și cum te simți în acel moment și ceea ce reușești să transmiți pe scenă, pentru că suntem oameni, nu suntem roboți și contează mult starea noastră de spirit. Să reușești să ai cea mai bună prestație și în cazul în care învingi la Rotterdam să se repete exact aceeași poveste. Mulțumesc mult! Însă până a pleca, noi o să te rugăm foarte mult să ne cânti, pentru că te invităm în scenă, vrem să auzim piesa ta de la Eurovision. Vă reamintesc că lângă mine în această dimineață am cunoscut o altă interpretă care pe 29 vrea să învingă în marea finală Eurovision Song Contest 2020. Este vorba de Viorela Moraru. My feelings kept me a prisoner. The walls came tumbling down on me. Run away, hey, time to break free. Today I want the world to see I am where I wanna be. On a mountain, swim the deeper sea. Stars don't shine without darkness, crashing into empty space. Standing up for all that I believe in. I stand my ground, I'm stronger.